Numărul oltenilor care dețin funcții în aparatul guvernului Dăncilă a crescut în ultima săptămână după numirea fostului inspector general Aliseje Olt Felicia Man în funcția de consilier în cadrul uneia dintre direcțiile din Ministerul Educației. Numirea s-a făcut săptămâna trecută prin ordine al ministrului, funcția fiind preluată la începutul acestei săptămâni. Felicia Mann a deținut în trecut conducerea Inspectoratului Școlar Județean OLT din 2012 până anul trecut, când împreună cu alt șef de inspectorate școlare a fost demisă din funcție de fostul ministru al educației Liviu Pop. De atunci și până la obținerea statutului de funcționar public în urma promovării concursului organizat de primăria Slatina, Mann a fost angajată a casei Corpului Didactic OLT. Noul consilier din cadrul Ministerului Educației Naționale deține pe linie politică funcția de președinte a organizației județene de femei a Partidului Social Democrat.